Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Suntem în perioada sărbătorii întrupării Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și în seara aceasta vreau să discutăm despre o temă interesantă și sper că provocatoare pentru toți cei care ne ascultați, și anume, această sărbătoare nu este o simplă sărbătoare. Este o sărbătoare a minunilor. Este, de fapt, rezultatul unor acte supranaturale pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ca noi să putem beneficia de această minunată sărbătoare, o sărbătoare a minunilor. În seara aceasta discutăm cu pastorul Samuel Tuțac despre această temă. Bine ai venit în studio și mă bucur că putem să fim împreună în această seară în preajma sărbătorii Mântuitorului nostru. Mulțumesc și bine v-am găsit și eu mă bucur că putem vorbi și putem aborda câte ceva despre acest subiect atât de înălțător, magnific, aș spune de-a dreptul, mai ales în contextul în care în ultimii ani buni e prea mult, zarvă, prea mult zgomot și poate prea mult comercial și scăpăm din vedere esențialul a ceea ce înseamnă sărbătoarea întrupării Fiului Dumnezeu sau sărbătoarea Crăciunului, chiar cum îi spunem așa în limbaj popular, deși noi știm că de fapt ne referim la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Sunteți pastor la Biserica Providența din Timișoara și predați și cursul la Institutul Teologic din București. Ce planuri are biserica pentru aceste sărbători? Aș începe cu o notă mai personală înainte de a ajunge la subiectul nostru. Sigur, e un pic delicat în anul acesta, având în vedere că suntem deja în al doilea an de pandemie, dar puțin mai relaxați decât în anul trecut, da, decât în 2020. Anul acesta, cumva, sărbătoarea nașterii Domnului este plasată cam în weekend, așa, sărbătoarea de ajun, ajunul nașterii Domnului este vineri. Planul nostru este următorul: dacă totul va fi bine și nu se schimbă nimic, vrem să ne întâlnim la biserică pentru un timp de colinde împreună și o meditație de ajunul nașterii Domnului și apoi, cu respectarea regulilor sanitare, ne-am dorit dacă putem să colindăm aici colo așa frumos, fără ca să deranjăm, fără ca să intrăm în case, așa din stradă, de undeva de la distanță. Poate sunt oameni care au nevoie în perioada asta să audă un pic mesajul acesta înălțător al colindelor de Crăciun. Apoi, sigur, vom avea în dimineața de Crăciun, vom avea serviciu de închinare la biserică, copiii vor cânta, vor primi cadouri. De asemenea, duminică, fiind a doua zi de Crăciun, de asemenea, vom avea dimineața un serviciu de închinare, iar după masă dorim să avem o sărbătoare în familie. Să petrecem și în familie. Dacă o să ne uităm puțin la modul sau la modalitatea în care se sărbătoreau marile sărbători în poporul Israel, de exemplu, în Vechiul Testament, și chiar sărbătoarea săptămânală a sabatului, era aspectul comunitar în care ei veneau împreună la sinagogă sau la templu, dar în același timp era și aspectul familiei. Sărbătorile, majoritatea începeau în familie, acolo, de exemplu, la sărbătoarea Paștelui, care e sărbătoarea eliberării lor. Cineva spunea povestea, cum s-a întâmplat, cum ei au fost eliberați.
E frumos, avem și un timp în familie și de ce nu chiar în familie mai lărgită, eu știu, invitând pe unii, pe alții să petrecem împreună. Deci sărbătorile aveau cumva două fațete, una formală și liturgică și una familiară. Mai neformală. Mai neformală. Da, și e bine așa. Eu nu agrez nici cu cei care văd totul numai formal și numai liturgic și nimic ce în afară nu e, dar nici cu cei care spun, noi nu avem nevoie, ce ne trebuie nouă, întâlniri comunitare, Dumnezeu e oriunde, nu e nevoie să mergem la biserică, noi stăm acasă. Trebuie să avem un echilibru aici. În contextul acesta în care, pe de-o parte, trăim într-o lume în care sărbătoarea a devenit foarte comercială, inclusiv în România, chiar dacă nu suntem noi foarte bogați, sau în contextul pandemiei a devenit foarte privată și chiar izolată. În seara aceasta aș dori să discutăm despre supranatural, despre intervenția lui Dumnezeu, să nu pierdem din vedere această dimensiune. Și ce înseamnă oare acest sau actele supranaturale, minunile pe care le găsim în Scriptură? Ce înseamnă o minune, un act supranatural? Deci cred că e simplu. Însuși cuvântul, da, în el însuși are definiția. Nu trebuie să fii, eu știu, cât de mare filolog sau eu știu ce mare filozof ca să... Ceva supranatural este ceva care este deasupra naturalului, care este dincolo de natural, ceva care nu se întâmplă fără o intervenție, aș spune chiar fără o intervenție divină, adică dincolo de ceea ce se întâmplă cotidian în viața de fiecare zi. Astea sunt actele supranaturale. Ceva care în mod normal sau natural nu se întâmplă. Da? Și atunci aceste acte, aceste minuni, să zicem, le numim acte supranaturale. Cineva spunea că minunile sunt fapte dumnezeiești, mai presus de mintea și puterea omenească, și într-adevăr că ne duce dincolo de ceea ce facem obișnuit și decât mai mult și decât putem să pricepem. Avem chiar premergător întrupării Mântuitorului nostru anumite elemente supranaturale. Care ar fi acestea? Dacă ne uităm în Evanghelii, unde avem relatat istoria nașterii, în mod special, dintre cei patru evangheliști, evanghelistul Luca este cel care prezintă cel mai detaliat evenimentele legate de atât premergătoare nașterii Mântuitorului, cât și de nașterea Mântuitorului, și a spune chiar și după naștere. Și, desigur, Matei sunt cele două evanghelii. Acum, sper să nu scap ceva și dacă scap, mă ajuți. Primul are loc înainte ca să fie vestită nașterea Mântuitorului, este vestită nașterea lui Ioan Botezătorul, cel care are chemarea să fie glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. El este numit premergătorul lui Mesia. Și într-o vedenie de îngeri îi se transmite lui Zaharia, care era soțul Elisabetei, adică nu vreau să intru în detalii. El era un preot și împreună cu soția lui erau foarte înaintați în vârstă și nu aveau copii. Dar își doreau mult să aibă copii. Și aici copii. Intervenția supranaturală. Da. Și Dumnezeu intervine și îi vorbește lui Zaharia în timp ce el era foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult asta. El slujea, slujirea lor nu era zilnică. Ei slujeau după niște planificări care aveau loc într-un fel de tragere la sorți. Și atunci i-a venit rândul lui să slujească. Cine știe când îi mai venea. De-aia a venit rândul să slujească la altarul tămâierii. Noi știm că tămâia și, în general, când e vorba de altarul tămâierii, simbolistica e foarte puternică. Are în vedere rugăciunile.
pe care sfinții le înalță către Domnul. Și exact acolo, la altarul tămâierii, îi se spune rugăciunile tale au fost ascultate. Sigur, pentru noi cei de astăzi e un pic poate complicat să înțelegem contextul oriental în care o familie nu avea copii. Era o chestiune destul de gravă, adică asupra femeii respective și asupra familiei respective apăsa o stigmă socială, erau niște consecințe, să zic așa, relaționale chiar, și îi spune vei avea un copil, bineînțeles, cumva el nu crede asta și atunci Dumnezeu îi spune, uite cum o să fie, o să fii mut până în clipa când o să se nască copilul. Apoi, după 6 luni, zice, în luna a 6-a, Îngerul Gavril, în luna a 6-a, la 6 luni după evenimentul acesta în care Zaharia primește înștiințarea că soția lui va rămâne însărcinată, din nou, Îngerul Gavril este trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Și acolo este trimis la o fecioară, pe nume Maria. O fată, 13-14 ani, cât să fie avut, tot așa gândind cultural la vârsta la care fetele deja, ea era logodită cu un bărbat, adică era promisă unui bărbat, ei nu locuiau încă împreună, nu erau căsătoriți, și îi spune că, uite, tu ai fost aleasă ca să naști pe Mesia. Și ea, foarte contrariată, spune, cum ar fi posibil așa ceva? Pentru că eu nu am cunoscut niciun bărbat. Adică ideea este, nu am avut relații sexuale cu niciun bărbat. Și atunci Îngerul îi spune, puterea celui prea înalt te va umbri. Și cel ce va fi zămislit în tine va fi de la Duhul Sfânt. Ceva fantastic. Dumnezeu să se întrupeze și apoi să se nască printr-o fecioară care nu avusese relații sexuale cu un bărbat. Apoi următorul aspect, tot așa supranatural, Maria pleacă, se duce la Elisaveta să o viziteze și cumva și să confirme că ceea ce îngerul i-a spus, de fapt Maria află și ea atunci că Elisaveta e însărcinată, Elisaveta ținuse ascuns lucrul acesta pentru că era rușine, era bătrână, la vârsta aia era rușine. Și se duce peste munți, se întâlnește cu ea. Și în momentul când Maria îi dă bună ziua, îi urează de bine, spune, i-a săltat pruncul în pântece la Elisaveta și s-a umplut de Duhul Sfânt. Nici măcar nu era născut și s-a umplut de Duhul Sfânt. Și apoi urmează nașterea, urmează la naștere. Acum mă duc, de exemplu, până acum am prezentat din Luca, mă duc în Matei. Iosif, cel care era logodnicul Mariei, probabil că Maria i-a povestit, uite ce mi s-a întâmplat, uite, am rămas însărcinată, cu siguranță că n-a crezut-o. Și spune Scriptura că și-a pus în minte să o lase pe ascuns. Poate, din nou, e un pic totdeauna e necesar să înțelegem ce înseamnă asta. El putea să divulge asta și ea atunci era omorâtă cu pietre, ca și când ar fi înșelat-o, sau putea să o lase în ascuns. Și atunci lua asupra lui stigma, el e vinovatul, pentru că a lăsat-o, a părăsit-o. Și din nou intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Într-un vis îi spune, nu te gândi să o lași pe soția ta, pentru că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Uite, ea va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus și toate celelalte. Deci, pe de-o parte avem premergător naștere, avem deja elemente supranaturale care pregătesc nașterea care va fi într-un fel iarăși marcată. Deci am văzut până acum două femei care în mod normal nu puteau să nască. Una pentru că era prea tânără, prea tânără și după rânduiala evreiască, nefiind încă căsătorită, nu putea să nască. Cealaltă era prea bătrână ca să poată să nască. Numai ceva ca să nu uit, că sunt mai bătrân ca tine și uit. Gândește-ne un pic la Zaharia, ce pățește el când vine Maria și stă 3 luni la ei în casă. Două femei vorbind 3 luni de zile și tu, bărbat, mut, să nu poți să spui nimic. Da. Ce pedeapsă mai mare pentru el că n-a crezut
Da? Uh-huh. A rămas mut să stai să asculți două femei vorbind trei luni de zile în continuu și să nu poți să spui nimic. Da. A fost ceva fantastic. Și tocmai și dezlegarea aceasta a limbii lui ulterior, a lui Zaharia, a putut să vorbească, este iarăși o minune. Sigur, dar o minune conectată cu un act de credință a lui Zaharia. Îi spune, îi vei pune numele Ioan. Ce nume ăsta Ioan? Nimeni în neamul nostru n-a fost Ioan, au spus toți ceilalți. Și când s-a născut Ioan, au venit toate neamurile, cum era obiceiul la ei acolo în Orient. Au venit și au spus să-i pună numele Zaharia, să-i spun că era să poarte numele tatălui. Și Elisabeta a spus, nu, sub nicio formă, trebuie Ioan. Zice, hai să-l întrebăm pe el, dar el nu poate să vorbească. Păi aduceți-i ceva să scrie. Și când se scrie Ioan, Dumnezeu îi dezleagă limba și spune Ioan. Și toată lumea a rămas înmărmurită. După ce 9 luni de zile, omul ăsta n-a scos un cuvânt, n-a putut să vorbească, din nou începe să vorbească. Și apoi, nu numai că vorbește, dar are din gura lui iese o cântare frumoasă, un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu. Înainte de asta, Maria, când ajunge la Elisaveta și vede că tot ceea ce îngerul i-a spus este real cu privire la Elisaveta, și imediat face conexia. Dacă tot ce mi-a spus cu privire la Elisaveta este real, atunci și ce mi-a spus cu privire la mine, tot este real. Și atunci și ea îl laudă, este acel cântec frumos numit Magnificatul, în care ea îl laudă, sufletul meu preamărește pe Creator, ceva fantastic. Deci avem o paralelă între două concepții supranaturale, concepere supranaturală la două femei. Avem o paralelă între două arătări ale îngerilor și cred că și asta e un act supranatural. Că până la urmă, cum spuneai, nu ne întâlnim cu îngerii toată ziua pe stradă. Ca să... Nu. Așa. Și în același timp este și o paralelă a rezultatului experienței lor care se manifestă în cântări și o paralelă acestor cântări inspirate. Inspirate. Pentru că sub inspirația Duhului Sfânt sunt rostite aceste cântări. În mod normal, Maria nu s-a ocupat până atunci, nu era compozitor. Da. Nu s-a ocupat să compună. Dar sub inspirația Duhului, și asta e tot o lucrare supranaturală pe care o face Duhul Sfânt, Maria compune cântecul acesta care, așa fie vorba între noi, mustește efectiv de Scriptură. Da. E plin de versete, de pasaje întregi din Scripturile Vechiului Ceea Testament. Ceea ce arăta că ea era bine ancorată în legea Vechiului Testament, în Scripturile Vechiului Testament. Dacă mergem acum spre nașterea Domnului Iisus Hristos, ce minuni ne așteaptă aici? Oh, și aici sunt multe minuni. Unele sunt așa intervenții directe, altele sunt intervenții, aș zice, indirecte, dar tot minune. Foarte interesant, Scripturile Vechiului Testament spuneau că Mesia trebuie să se nască în Betleem, în cetatea lui Iuda. Iosif și Maria, deși erau din tribul lui Iuda, locuiau în Nazaret, locuiau în Galileea, locuiau undeva la nord. Și atunci împăratul Cezar Augustus dă un edict, un ordin să se facă un recensământ și toți să se adune. E ceva, am zice noi, natural. Dar dacă stai un pic să studiezi cu atenție, nu e simplu act natural. Că un împărat e ceva normal. Din când în când, orice stăpânire, da, orice guvern, din când în când face recensământ. Nu de dragul oamenilor, ci de dragul taxelor. Da? Ca să fie siguri că nu scapă nimeni. Știi că moartea și taxele, spun americanii, sunt lucrurile cele mai sigure de pe pământ. Dar undeva lucrurile sunt aranjate altfel. Și Pavel, în Galateni, cumva ne deschide mintea. Spune, când a venit împlinirea vremii. A venit împlinirea vremii să se nască Mesia și Iosif cu Maria trebuia să ajungă în Betleem. Pentru asta, de la Roma
se dă ordin pentru recensământ și ei se duc înspre Betleem. Apoi se naște Mesia, cumva se naște Iisus, cumva în obscuritate, am spune, dar undeva în afară, pe câmpiile Betleemului, erau niște ciobani, niște păstori care își pășteau turmele. Și dintr-o dată se face lumină în jurul lor și un înger strigă și le spune: nu vă temeți, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, adică care este Mesia care trebuia să vină. Și dintr-o dată, spune, împreună cu el s-a unit o oaste cerească care strigau toți împreună: pace lui Dumnezeu în locurile prea înalte, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și păstorii, când văd asta, se duc și le și spune: mergeți în Betleem, mergeți în cutare loc și iată semnul, veți găsi un prunc înfășat în scutece, așa mai departe, și ei se duc și îl găsesc acolo. În același timp, în noaptea aia, undeva departe, la răsărit, nu știm exact cât de departe, dar la răsăritul țării lui Israel, niște astrologi care studiau astrele, magi, așa li se spune pe paginile Scripturii, observă apariția unei stele ciudate pe care n-au mai văzut-o. Ăștia cunoșteau cerul ca în palmă, pentru că seară de seară nu scăpau niciodată când era cerul senin și se putea studia cu instrumentele care le aveau atunci. Nu știu exact ce instrumente aveau, dar probabil că aveau unele instrumente, chiar și cu ochiul liber, deja știau aia acolo, ca să-ți dai seama că ăia când se uitau la cer, pur și simplu nu se uitau ca mine și ca tine, ăia se uitau, opa, e ceva în plus. Știau. Da, ceva e acolo, știau. Și s-au gândit, măi, ceva, steaua asta anunță nașterea unui împărat. Acum, sigur, sunt și elemente necunoscute pentru noi. Dacă ne folosim de logica umană, logica care tot Dumnezeu ne-a dat-o, este foarte posibil ca unii din exilații evrei să fi fost în zona respectivă, în zone respective, și să le fi spus despre profețiile vechi care spuneau o stea răsare din Iacov. Nu știu asta. E o presupunere a mea. Dar ei s-au uitat după stea și au venit. Cât au mers, nu știm. Nu s-a întâmplat imediat. Au trecut câteva luni bune și au venit și au ajuns în Ierusalim. Acolo spun despre ce-i vorba. Steaua nu se mai vede. Când i-au ajuns la Ierusalim, nu se mai vede. Când au plecat din Ierusalim înspre Betleem, din nou steaua apare. Irod, care era împărat și care dorea să scape, Irod cel Mare, dorea să scape de un rival, pentru că el așa îl vedea. Ăștia au venit și au întrebat: unde este pruncul, împăratul de curând născut al iudeilor? Stai, mă, ce împărat? Împăratul sunt eu. Nu, e altul care s-a născut, tu habar n-ai. Și el când aude imediat, bun, mereți căutați. Se gândește la conspirații. Exact, spuneți-mi și mie că vreau și eu să mă duc să mă închin. Și ei se duc bucuroși, dar noaptea ce se întâmplă? Intervenție supranaturală. Intervine Dumnezeu din nou și mai face două lucruri, ambele supranaturale. Unul, îi anunță pe magi: nu vă mai întoarceți înapoi pe la Irod, mergeți pe alt drum. Și apoi îl anunță pe Iosif. Iei în momentul ăsta pruncul, iei pe mama lui și cobori în Egipt, pleci în Egipt. Și stați o vreme în Egipt. Și abia după ce vă spun eu, și din nou, și acolo, are din nou loc o intervenție supranaturală. Și îi spune: acum întoarce-te înapoi, pentru că Iosif n-avea de unde să știe că a murit Irod, că nu căuta pe Facebook să vadă la vremea respectivă, nu anunța nimeni la știri, nu circulau știrile cum circulă astăzi. Și Dumnezeu intervine în mod supranatural și îi spune: întoarce-te înapoi. Dar foarte interesant, nu se mai întoarce în Betleem, ci se întoarce în Nazaret. Pentru că așa spunea Scriptura, că el va fi numit Nazarinean. Fantastic! Toate lucrurile astea sunt lucruri, intervenții supranaturale ale Dumnezeu și noi vedem modul minunat, da?
și supranatural în care Dumnezeu conduce toate evenimentele astea istorice până la urmă. Deci n-au fost simple coincidențe, ci au fost o potrivire într-un plan mult mai mare al lui Dumnezeu, care dacă nu ar fi fost anunțat, am fi putut să le punem sub eticheta aceasta unor simple coincidențe, dar pentru că ni s-a spus că acolo și acolo și acolo, înțelegem de ce Dumnezeu face mutări, creează un context pentru aceste minuni pe care, de fapt, s-au realizat. Curiozitatea este și legată de faptul de ce nu toate lucrurile sunt miraculoase, pentru că, până la urma urmei, am văzut câte minuni, câte lucruri extraordinare făcute de Dumnezeu, modul în care El orchestrează toate lucrurile. Dar, de exemplu, de ce Dumnezeu nu a intervenit în mod miraculos în a le da un loc de găzduire pentru familia lor, a lui Iosif și a Mariei? Că asta e o situație aici și Dumnezeu putea să le dea un loc de găzduire și nu le-a dat. Da. Întrebarea asta este una foarte bună și foarte serioasă. Nu e singurul aspect în care Dumnezeu îi lasă pe ei. De exemplu, după ce îi spune Mariei că va naște și îi spune, uite, ruda ta, Elisabeta, așa și așa, și ea va naște la bătrânețe un fiu, nu intervine cumva Dumnezeu să o teleporteze pe Maria sus în munți, acolo unde era Zaharia și cu Elisabeta. Nu, ea se duce singură. Pentru că până la urmă intervine... Deci, în permanență, dacă te vei uita la personajele care sunt folosite în narațiunea Crăciunului, a nașterii Domnului, în permanență vei vedea aspectul acesta cum se împletește. Pe de o parte, călăuzirea Duhului Sfânt, intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, pe de cealaltă parte, acționarea prin credință a persoanelor respective. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după spusele Domnului. Da? Facă-mi-se după cuvântul tău, zice. Nu intervine Domnul să le găsească un loc. Dimpotrivă, rămân săraci și fără loc. Nu știm exact de ce. Oricum, acum noi doi suntem bărbați, n-am fost însărcinați nici care. Dar o femeie însărcinată, care este în perioada premergătoare nașterii, dusă pe un măgar sau eu știu, pe ceva cu ce-or fi călătorit, sau poate mult din drum l-au făcut pe jos, habar nu am, nu cred că era foarte simplu. Și cu toate astea Dumnezeu îi lasă și ei caută și găsesc până la urmă locul unde să nască, în staulul acela. La fel și când află că Irod vrea să-i omoare, doar îl înștiințează. Dar nu îi spune și îi spune du-te în Egipt. Dar nu îi pregătește lui Iosif, eu știu ce armată care să-i conducă până în Egipt. Ei pur și simplu trebuie să plece și să-și rezolve problema asta. Ca să concluzionez, noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Dumnezeu când intervine, El intervine întotdeauna să facă lucrurile imposibile. Lucrurile posibile noi trebuie să le facem. Eu sunt câteodată consternat de-a dreptul de unii creștini care au impresia sau au pretenția cumva ca Dumnezeu să facă lucrurile care noi le putem face. Eu am așa un motto a meu. Când noi facem tot ce este posibil, Dumnezeu va face imposibilul. Dumnezeu nu vine să facă pentru tine ceea ce tu poți să faci singur. De ce trebuie să facă Dumnezeu? De ce trebuie să intervină Dumnezeu când Dumnezeu ți-a dat minte și ne-a dat minte, ne-a dat abilități, ne-a dat putere ca să facem anumite lucruri? El intervine acolo unde noi nu putem face. Acolo intervine Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut asta întotdeauna. Când a scos poporul Israel din Egipt, putea foarte bine să-i ducă, știi cum, uite așa, într-o clipită să sară peste Marea Roșie. Nu, Dumnezeu desparte Marea Roșie, dar nu ia în brațe.
Ei trebuie să treacă pe acolo. Mă gândesc că le-a fost frică. Mă gândesc. Pune-te în situația lor să vezi zidul de apă într-o parte, zidul de apă în altă parte și tu să treci pe acolo, pe lângă. Și n-ai de unde să știi când zidul se pune la loc. Dar aici intervine celălalt aspect despre care am spus. Umblarea cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu, până la urmă, este o umblare și o relație care se bazează pe credință. Crezi în ceea ce Dumnezeu ți-a spus și te duci înainte. Foarte frumos această îmbinare între supranatural și cumva și responsabilitatea noastră. Da, sau la prima minune a lui Iisus, când transformă apa în vin la nunta din Cana Galilei. Pur și simplu putea să găsească o altă soluție, dar nu face asta. Spune, aduceți vasele care le aveți, umpleți vasele cu apă. Toate astea ei puteau să le facă. Ei nu puteau să transforme apa în vin. Asta putea Iisus, că era Dumnezeu. Și El face asta. Dar restul fac ei. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Dacă ne gândim la implicațiile pe care pasajul acesta presăra din acte naturale și din acte supranaturale, implicații pe care le-ar avea asupra noastră, în ce măsură atunci când noi ne apropiem de această sărbătoare și vedem lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu, cum ne ajută ele pe noi, acest fapt că vedem intervenția supranaturală a lui Dumnezeu? Cred că eu întotdeauna aducerea aminte, comemorarea acestor evenimente au un rol foarte important în întărirea noastră în credință și în umblarea noastră cu Dumnezeu. Acum, perioada aceasta, dinaintea nașterii Domnului, este o perioadă pe care noi o numim perioada Adventului. Da? E o perioadă de așteptare. Așteptare a ce? Cel puțin două lucruri. Pe de o parte, așteptăm să sărbătorim din nou nașterea Domnului în fiecare an, dar pe de altă parte, în Advent, noi, într-un fel, ne întărim așteptarea noastră cu privire la revenirea lui Hristos, la a doua lui venire. Și atunci, de fiecare dată, ne uităm în Scriptură, recitim toate textele astea, vedem modul providențial în care Dumnezeu conduce istoria și ne gândim așa, și asta ne liniștește. Dacă atunci, la prima venire, Hristos a venit exact la împlinirea vremii. Asta înseamnă că și la a doua venire, Hristos va veni la împlinirea vremii. Nu când spun unii sau alții, nu când încearcă unii să inducă acest sentiment de frică, de teamă, de tot felul de conspirații, tot felul de lucruri. Deci mie mi se pare că ar trebui să ne uităm în Scriptură și să înțelegem că gândul la faptul că Domnul Iisus Hristos urmează să revină, ar trebui să ne umple pe noi, pe credincioși, de pace, de liniște, de curaj, de tărie, de statornicie. Apoi, mai e ceva, în perioada asta, contrar cu așteptarea, deși o atmosferă de sărbătoare, lumini peste tot, colinde prin magazine, pe stradă, peste tot, foarte mulți oameni sunt singuri. E o perioadă, una dintre cele mai nefaste perioade din an pentru unii. Oameni care ajung la depresii, oameni care ajung să se sinucidă în perioada asta. Însă noi ca și creștini, uitându-ne la tot ceea ce Scriptura ne spune despre lucrurile astea frumoase care s-au întâmplat, toate acestea nu fac altceva decât să ne întărească credința în Dumnezeu. Și noi acum, de exemplu, trecem printr-o situație creată de pandemie, o situație care ne-a scos de vreo 2 ani de pe orbită. Chiar zilele astea vorbeam cu un păstor și mă întreba cu ce planuri ai pentru nu știu când, ce planuri ai. Mă zic, planuri avem, dar uite, învățăm să spunem cum spunea Iacov, dacă va voi Domnul. Pentru că pandemia și regulile care mereu s-au schimbat și
situațiile astea cu valul 1, valul 2, valul 3, valul 4, valul 5, eu știu câte valuri ori mai fi sau nu ori mai fi, te fac cumva să nu mai poți să gândești, măi, în cutare lună voi face asta, asta, asta. Dar, în același timp, uitându-mă la tot ceea ce spune Scriptura cu privire la aceste evenimente, eu mă gândesc, măi, până la urmă, în controlul tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Uitându-mă la toate textele astea, îl văd pe un Dumnezeu care e în control, n-a pierdut controlul istoriei, Dumnezeu suveran și Dumnezeu bun, plin de dragoste, care toate lucrurile astea de ce le face? Pentru mântuirea noastră, pentru ce urma să se nască Mesia până la urmă? Este exact ca și în colindul nostru românesc, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Să ne mântuiască. Da. Interesant este că ai subliniat foarte frumos faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor și împășind în această sărbătoare nu trebuie să uităm că atunci când ne întâlnim cu sărbătoarea aceasta, de fapt ne întâlnim cu portretizarea unui Dumnezeu care poate face lucruri extraordinare, lucruri mari, lucruri care depășesc limitele noastre. De altă parte, faptul că Dumnezeu poate să folosească, să ne folosească pentru a împlini planurile Lui în ciuda limitărilor noastre. Și asta mi s-a părut foarte interesant aici. Știi ce e interesant? Personajele principale din narațiunile nașterii, sigur, ne uităm cu atenție, au fost conectați cu Scriptura, conectați cu Dumnezeu, la dispoziția Duhului Sfânt, s-a manifestat credință în ei, dar pe de altă parte au fost persoane cu lipsuri, cu nevoi, cu handicapuri, persoane marginalizate. Maria era o fată săracă, păstorii din Betleem erau dintr-o categorie destul de așa, la periferia a ceea ce însemna societatea. Acum, până și magii, dacă stăm să discutăm aspectele spirituale, sigur, oamenii aceia erau niște oameni probabil bogați și material vorbind, aveau cu ei aur, aveau smirnă, aveau tămâie, dar din punct de vedere spiritual, ei erau din ceea ce Scriptura numește neamuri sau neevrei, oameni care nu aveau acces în mod normal la Dumnezeu în vremea respectivă și în paradigma vechi testamentală. Dar oamenii ăștia, și unii și alții, cu limitările lor, cu handicapurile lor, sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește și care sunt, până la urmă, actori principali în toată narațiunea aceasta a nașterii Mântuitorului. Asta e o mare încurajare pentru noi. Nu întotdeauna creștinii practicanți, creștinii care trăiesc credința cu seriozitate, sunt văzuți ca cei mai buni oameni sau uneori sunt, eu știu, chiar marginalizați, dar cu toate astea Dumnezeu, așa cum i-a folosit pe ei atunci, ne poate folosi și pe noi și cred că cum oamenii aceia au fost o binecuvântare pentru cei din generația lor și noi putem avea aceeași responsabilitate ca și ei de a binecuvânta prin prezența noastră pe semenii noștri, societatea în mijlocul căreia trăim. Pentru că, până la urmă, și asta, știi, și asta e o minune. Să ajungi să-ți pese de niște oameni pe care nu i-ai văzut niciodată, care nu știi ce e cu ei, nu-ți nici neam cu tine, nu așa, dar să te duci să-ți pese de ei, pentru că, vezi, într-un fel, sărbătoarea asta a nașterii Domnului este și o sărbătoare care ne face un pic mai sensibili la nevoile celuilalt, la neîmplinirile lui. Nu uita, când ești voios, rămâne să fii bun, zice una din colindele noastre. Unul din colindele noastre frumoase. Nu uita, când ești voios, rămâne să fii bun. Ei, în timpul acesta, când ne apropiem acum așa de sărbătoarea nașterii Domnului, noi putem face, dacă vrei, acte supranaturale, da? Nu în sensul în care le face Dumnezeu,
ci în sensul în care poate că nu le facem întotdeauna, deși ca și creștini ar trebui tot timpul să fim deschiși pentru a întinde o mână spre cineva. Dar măcar acum e o încurajare pentru toți să haideți să ne mai și uităm unii la alții, să vedem cum am putea să ne ajutăm și să împlinim nevoile unuia și a celuilalt. Și atunci actul nostru de slujire, de fapt, poate fi o minune pentru celălalt. Sigur pentru că unul da. Care se roagă neavând o bucată de pâine. Aua, și noi te, te întreb ceva. Dacă peste drum de mine sau de tine e o familie săracă și în dimineața de Crăciun, pentru că eu știu că e așa, mă duc și îi pun la ușă un pachet plin cu alimente și el deschide ușa și când găsește aia, pentru el e o minune sau nu e? Este. Este o minune. A făcut-o Dumnezeu? A făcut-o. Direct? Nu. Indirect. S-a folosit de inima mea sau a ta și am văzut lucrul ăsta. Adică de-a lungul anilor am fost gata și eu și tu și alții am fost gata să lăsăm ca Dumnezeu să ne atingă inimile ca să putem să atingem pe alții. Pentru noi poate că a fost ceva natural, dar pentru ei a fost o minune, a fost ceva supranatural. Că poate că oamenii ăia s-au rugat, poate s-au gândit, oare noi ce o să punem pe masă la Crăciun? Da? Și Dumnezeu a făcut o minune pentru ei în felul ăsta. Nu mai avem foarte mult timp, dar aș vrea să întreb, mai trebuie noi creștini să așteptăm ca Domnul să facă minuni? Ar trebui să avem această așteptare de la Domnul? Eu zic că da. Domnul e același. Face minuni tot timpul. Numai că atât vreau să spun. Să nu ne așteptăm să facă Domnul ceea ce trebuie să facem noi. Că El nu va face. El va face întotdeauna ceea ce noi nu putem face. Dar ceea ce noi putem face... Da, eu am crescut într-o biserică unde aveam frați și surori, eram copil și nu înțelegeam. Care îl trimiteau pe Domnul. Du-te, Doamne, și vizitează Tu bolnavii din poporul Tău. Du-te la cei săraci și așa mai departe. Pe cum să se ducă Domnul la cei săraci? Prin cine? Prin mine, prin tine. Cum să se ducă la ăla bolnav? Prin mine, prin tine. Da, Dumnezeu face minuni. Pentru că Dumnezeu, dacă ai observat, dacă ai ascultat conversația noastră, noi n-am vorbit despre un Dumnezeu care a făcut minuni, ci despre un Dumnezeu care face minuni. Noi am vorbit la prezentul continuu. El continuu face minuni. Dumnezeu continuu face minuni. Și noi credem asta. De El nu va face, înțelegi? Adică nu va împlini într-un mod supranatural datorită lenei mele, că eu nu vreau să fac ceea ce ar trebui să fac în mod natural, nu va veni să facă Dumnezeu. S-ar putea să găsească Dumnezeu pe altcineva care să fie dispus să facă ceea ce eu nu vreau să fac și să zic că e și asta o lucrare supranaturală că a găsit pe altul. Dar să ne înțelegem bine, Dumnezeu are aceeași putere și astăzi, dar întotdeauna El face lucrurile care țin de El, nu de noi. Ceea ce trebuie noi să facem, noi să le facem. Așa s-a întâmplat și aici, în narațiunile astea. Exact cum ai punctat foarte bine. Le-a spus, uite, așa va fi, așa va fi, a intervenit acolo unde trebuia intervenit, dar au fost lucruri care ei au trebuit să le facă. Dar cu toate acestea sunt și minuni în care ei aproape că n-au fost implicați deloc, în sensul că n-au putut să producă conceperea. Lucrare absolut supranaturală, 100% lucrare Dumnezeu. Deci sunt, pe de-o parte, minunile pe care acele acte de slujire pe care Dumnezeu le face, acte ale dragostei și bunătății pe care noi o arătăm atunci când trăim în ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu ia acele acte și le face să fie o minune pentru semenii noștri, dar sunt și elemente în care Dumnezeu intervine fără ca noi să fim prezent în actul absolut natural al acestei lucrări. Ce ar trebui sau ce am putea noi să pentru ce am putea noi să ne rugăm în aceste vremuri ca Dumnezeu să facă minuni în societatea noastră? Știi,
una din urările care noi le facem de obicei la Crăciun este și aceasta, nașterea lui Hristos să vă fie de folos. Acum, nu știu exact ce au gândit cei care au gândit această urare, dar eu mă gândesc așa, ca nașterea lui Hristos să fie de folos cuiva, trebuie ca acea persoană să ajungă să-L cunoască la modul personal pe Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă avem noi unele colinde așa, eu numesc asta un fel de artă naivă, știi? Se naște iar Iisus, știi? De exemplu, una din ele, se naște iar Iisus. Nu, Iisus nu se mai naște în Betleem. S-a născut o singură dată. A fost o lucrare unică la împlinirea vremii pe care Dumnezeu a făcut-o. Dar da, Hristos poate să vină. Să vină în inima cuiva. Da? Hristos poate să vină în inima cuiva. Și dacă e ca cineva să aibă un folos din nașterea lui Hristos, un folos personal, atunci cel mai mare folos este acesta, să-L primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor, să recunoască Domnia lui Hristos și să-L accepte ca Domn și Mântuitor în inima Lui. Și apoi să trăiască în fiecare zi într-o relație personală cu Hristos. Ce mai de, sau în ce mod ar putea să fie nașterea lui Hristos mai de folos decât în modul acesta? Adică în inima mea și în inima ta și în inima fiecăruia să se împlinească exact scopul pentru care El a venit. Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce era pierdut, noi eram aia pierduți. Noi eram cei pierduți și Dumnezeu, prin Hristos, a venit să ne caute, să ne aducă înapoi. N-ar putea fi ceva mai frumos. Și cu alte cuvinte, noi ne vom înscrie în lista minunilor lui Dumnezeu, pentru că schimbarea vieții unui om este într-adevăr o minune. Categoric. Nu este doar fizicul, depășirea limitelor naturale sunt minuni, dar și depășirea stărilor noastre, a condiției noastre umane căzute este o minune. Și cred că aici putem vorbi foarte mult despre minunea schimbării vieții. Am să închei cu o poveste foarte interesantă. Undeva într-un sat, un bărbat care era recunoscut ca și bețivul satului, s-a pocăit. Practic, cum am spune noi, s-a întors la Domnul. Sau și-a deschis inima ca Domnul să vină în inima lui și să o schimbe. Și de acum el trăia diferit. Prietenii lui de pahar și de scandaluri încercau să facă glume cu el și să-și bate joc de el. Și zice, măi, dar tu, zice, tu poți să crezi în minuni? Zice că Iisus, șmecher și ei, unde l-ating? Zice, tu poți să crezi că Iisus a transformat apa în vin? El zice, măi, cum îți explici, zice, știi? El zice, măi, eu nu știu cum a transformat Iisus apa în vin. Dar pot să vă spun că de când Iisus a venit în inima mea, a transformat vodka în mobilă. Adică banii de pe vodka s-au dus pe mobilă de acum. Și copiii mei nu mai dorm pe jos, că n-aveau săracii pe unde să doarmă decât pe jos, pe rogojini. Acum, adică asta este o minune extraordinară pe care numai Dumnezeu poate să o facă. Numai Dumnezeu poate schimba inima unui om. Nu știu dacă știi, dacă ți-am povestit, cu mai mulți ani în urmă am dezvoltat în România o lucrare de evangelizare prin distribuție de literatură, de la casă la casă. Și dăm pliante cu mesaj creștin și acum în perioada asta și pe tot parcursul anului. Acum câțiva ani l-am cunoscut pe un frate din Elveția. El conducea, era șeful bordului acestei lucrări. Lucrarea noastră se numește Hristos pentru toți. Și în Elveția era atunci, pe vremea aceea, Christus für alle. Și cel care conducea bordul era un om de afaceri foarte puternic și omul acesta punea suflet în toată lucrarea asta. De ce? Pentru că la un moment dat, el, deși crescuse într-o biserică reformată, evanghelică, o luase rău pe ulei, era în prag de divorț cu actele depuse
de divorț pentru față de soția lui și nu a mai avea nimic de a face nici cu Dumnezeu, nici cu biserica, nici cu creștinismul. Și cineva i-a dat un pliant pe care l-a citit și în momentul când l-a citit și-a dus aminte de timpul petrecut ca și copil la școala duminicală, la biserică, s-a întors la Domnul, s-a pocăit, s-a dus acasă la soția lui și a cerut iertare. A spus că nu vrea sub nicio formă să o piardă, vrea să se împace, vrea să-și refacă familia, vrea să retragă actele de divorț care au fost depuse. Și practic a fost o minune, o transformare atât a vieții lui cât și a familiei lui, soția lui, copiii lui, tot s-a transformat în jurul lui, pentru că Dumnezeu efectiv a intervenit și a făcut o minune de, exact cum spuneam, de transformare a unei vieți care altfel putea să devină o epavă. Un cuvânt de final de aceste sărbători, dacă vrei să transmiți celor care ne urmăresc? Cuvântul, sigur, și ăsta, și urarea asta mie îmi place, nașterea lui Hristos să vă fie de folos, dar aș mai adăuga ceva. Eu nu sunt dintre acei care sunt împotriva cozonacilor și a prăjiturilor și a bradului de Crăciun și a luminilor, mie toate astea îmi plac cu măsură. Dar trebuie să fim atenți. Nu acestea sunt obiectivul principal al sărbătorii. Nu aici e esența. Esența sărbătorii nașterii Domnului nu sunt nici sarmalele, nici cozonacii, nici colindele măcar, nici măcar slujbele noastre de la biserică, deși sunt foarte importante și ne întăresc ca și comunitate, ci esența este întruparea Fiului Dumnezeu. La Crăciun noi ne amintim despre faptul că Dumnezeu Fiul, a doua persoană a Dumnezeirii, s-a întrupat, a luat chip ca și noi și apoi ca om, da? Și-a dat viața pentru noi, a murit pentru păcatele noastre și a înviat, desigur, și apoi s-a înălțat la cer și urmează să vină înapoi. Aici, să nu uităm, esența sărbătorii este Hristos. El trebuie să fie centru sărbătorii noastre și acasă la noi, în familiile noastre și la biserică și peste tot. Să nu lăsăm ca poleala asta frumoasă a sărbătorii să-l acopere, să nu se mai vadă, ci pur și simplu să dăm totul la o parte și să se vadă Hristos, El să strălucească. Mulțumesc mult pentru această frumoasă emisiune pe care am putut să o avem, pentru cuvintele frumoase de înțelepciune și sărbători binecuvântate familiei Tuțac și Bisericii Providența din Timișoara. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, iar celor care ne-ați urmărit, rugăciunea noastră este ca cu aceste sărbători toți să avem parte de minune. Minunea de a avea viața schimbată prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sărbători binecuvântate cu Domnul vă dorim!